pașii aici. Ce mi-ai spui că te-am trimis? Nenea, pun pașii. Asta e nevoie de moment. Întâi îi dai omului cu parul în cap și după aia trimis propa. Așa a zis nenea, pun pașii. Merele de putea Anastasia i-a țuica pentru matare. Pentru mine! Du-te și spune că-i un sol covenuvea din țuica Iudic. Tătucule! Îl golești tocmai acum. Pune țuica pe masă, micule. Așa. Dă-l-o mea. Acum du-te și spune lui Pulpașin că-i mulțumim pentru merele trimise și... îl rugăm să fie să ne mâncăm împreună. Să nu fie că se întâmplă la urmă. Că Ion Solcova era de acea pălăgălit multe. Dar Anastasia e limpede de la cap și știe ce spune. Bine, să rămână. Stai, Piciu. Te-am chemat să te întreb dacă mai vrei să mă iei de nevastă. Anastasia, eu, tu dacă vrei și... Nu stai? Mă rog. Nu acolo. Aici. Aproape de mine.
ce n-ai mai venit pe la mine? Oana, am auzit. Ce brodeală. De câte ori am nevoie de ajutorul cuiva? Se îmbolnăvește. Știi că l-a prins pe unul la Giurgiu care a încercat să... Să ce? Parcă am fi în fața judecătorilor. Așa stă. Unul lângă altul. Iar acolo, înainte, procuror. Îi aud cum o sândesc. Vâlpașin a fost bun și te-a iubit cu dragoste de câine, Nastasio. L-ai pălmuit și l-ai gonit. Iar el s-a întors, Nastasio. S-a întors și te-a iubit cu dragoste de câine. Un câine care mușcă. Un câine care ți se îndură la orice. Câinele te pot cumpăra, Nastasio. Mușcă. Au sigur. Te-am bătut. Și n-ai mușcat. Bate-mă și tu, vâlpașine. Că merit. Dragule, te-am chemat să vorbim, să ne înțelegem. De-aș fi fost culunată cu Luca, logodită sau mai bovnică, de-aș fi fost era altceva. 6 săptămâni de doi, lacrimi, așa nu mă simt legată. Ceva n-am, că sunt foarte săracă. Mai stai! Anastasia, mai am să mă duc până la... Când să mai duc? Mâine, oricând. Și nu spune nimănui. Peste 2 săptămâni. Degeaba mă zbat, bă, Luca nu mai e în vie.
Dă mormânt, bă, și lată cățelul pământului. Cățelul pământului? Nu, că nu-l mai lată. Nu-l mai lată. Că nu mai e mormânt, da. Degeaba. Păi, dacă e îngropat, cum e mormânt? Păi de, bă, fiecare mor cu sorocul lui, bă. La început, vreme așa de vreo 8 săptămâni, morții ies în fiecare noapte, bă, și se duc la casa unde au stat, sau la casa ibovnicii, știi? Da, știi de unde-i loc acum? Ia, urmă, plutește aici pe sub streașină, sau stă aici, aer, între noi. Da, se uită la noi, bă. Ce stai așa, de-o fi nimic, nu? De ce nu mă rog de la tare? Păi de, uneori li se face dor de noi, alteori le e foame, bă. Le dăm prea puțin de pomană și vin și ei să ne mănânce. Și cum îți spuneam, de dor, de dor. Ce-am pățit cu prosa mea la o săptămână după ce am mânat? Bă, pomele prin casă cu ea. Avea gura, da, plină de pământ avea și se plăcina casa cum mergea prost, bă, scârția din toate încheieturile. Aole, ție frică, sufletelul moșul, ai vin o face. Hai, hai la mine. Ia o pe Încet, încet. O, dragul, mă, cum trebuie? Dar e liniștit, bă. Morții sunt oameni cum se cam. Da? Da, da, da. Păi cum? Uite cum îți spuneam de prosa mea. Băi, mă trezesc la o săptămână că vine și uite așa. Și se așează, uite ce mă-i lucrat. Pe scaunul ăsta parcă o văd și acum, așa, aici. Eu împietrisem. Ce-i cu tine, prosul? Nimic, nu am venit să te văd. Și am început să stau de vorba așa cum stau cu tine. Despre puni, da, despre Nastasia, despre vecini, despre rățuși. Nu că mi-a dat și o doctorie să nu mai moară veii. Da? Da, da. Numai nu, că nu mai vine, mă. Nu mai vine, l-aștept mereu și nu mai vine, mă. Și dacă vine, nu se arată. Vede-mă și plânge de ce vede-mă. Plânge cu ochii lui de mort ce vede-mă. Și plâng cum îl știu o iartă prin Anastasia. Da, frâne, m-am repucat să fac un mort să plângă mă. Și Anastasia nu mai mi-aduce aminte, mă. O săptămână, mă, și l-a primit în casă pe culpa și nici două săptămâni ce-a dorocit nuntă cu el. Nuntă, mă, la trei săptămâni! Știi tu ce e asta, mă, că pun pașit să mă uit în oglindă și să mă spui? Dacă știi, mă, care cum plânge la... Te plânge de copilul lui, mă! Plânge! Dimineața-i duce flora mormântului Luca și se arâne și îl primește pe pun pașit. Nu! Ori e nebună, ori face pe nebuna, ori îți iau ca prost ca să înțeleg ceva. Dar ce avea, mă, nenișorule, de ce mă pierde așa? Ce vrea? Ce mai caută la cimitir dacă îl primește în casă pe un mașin? Dar cum să-i fie dragul mașin, mă, dacă îi duce propriul loc la cimitir? Nu să știi cum cum urmășesc, să n-aș știi cum, bă, să nu zic! Să nu strângi după la ajutor, că te nimicesc! Sprijitule, mortăciune! Dar cu ce se întâmplă? Ce-mi dă? Dar eu nu te sunt vinovat, mă, să ajung la ala muncă! Dar ăla cu ce-a fost vinovat, mă, de a ajuns în cimitir. Tu și cu Anastasia, două iute, e fată ca minte. Plânge de ochii lumii, mă. Nu-i adevărat, mă, tale nu știi. N-ai pus o vezi. Scormă-ne pământul cu unghiile și adună țărâna în palmă. Se roagă la ea. Dă-mi suioară, dă-mi. Bate pământul cu pumnii și strigă, dă-mi câine, dă-mi. Mă, tale niciodată n-ai plâns așa. Eu niciodată n-am plâns așa. Sărac. Bine, mă, o cred, mă, scormă-ne pământul și cere înapoi pe Luca. Dar tu ce mai cauți la cinite, că ai ducă flori, Sunt nebunătă cu și mai. De ce mă nebunește, nenișorule? Ce mai vrea? Ce mai vrea? De ce mai privește în casă, mă, dacă îi duce în ăla la flori? Are planuri. Ce planuri? Așa cum mi-a spus, am planurile mele, Luca. Se are bine cu procurorii. Cântă, guriță de aur. Vorbește asta de aua moșului. A, nu, nu l-a spus. Acu faci pe nebună, mă? Bine, mă, vezi, uite, de-aia erau țiganii biserică, mă.
Sigur, aștept să te rog acum să stau în genunchi. Păi nu stau, taci tu, taci eu. Uite, scurtă poate. Și mă, ce e, mă, ce e, ce e, ok, mai împucam, mă spune, mă, nu mai fie, mă, că spune, mă, băi. Bine, dar să nu mă spui, să nu mă dai de vorbă. Păi, astea, cum suntem oameni în toată firea aceea. Uite cum, aseară am fost cu tata Anastasia, la o casă mare de piatră, la Cârlă. Zicea că o cheamă procurorii. Procurorii? Pe Anastasia? Da. Ce? Nu știu, cam sta la ușă. Când ne-am întors pe drum, țața Anastasia cânta așa, procurorii cântați proști, procurorii cântați proști. Nu sunt procurorii, săraci. Aseară iau prea urmă. Și? A dus. Și? Atât. Ia uite, frate. Păi dacă e la... Păi, părinte, dacă e la procurorii, păi vezi bine că... Ia uite cum e, păi dacă s-a dus la procurorii, vezi bine că... că păi si... Vâlpașine, dragule, vâlpașine, scumpule, cine-i și nana, și noaptea asta sau mâine când o fi nunta în doi, fac și procurorii. În numele legii și așa și pe dincolo, tu ești individul vâlpașin? Îmi pare bine de cunoștință, treci la după și gata, doamne. Mă duc să aduc lampa, mă, să fie lumină, că bucuria e mai mare pe lumină. Ia uite, nenișorule, ia uite pe tot. Bă, și eu care credeam că plânge de ochii lumii, mă, și face nunta așa numai cu vulpașii ca să... Ia uite. Bravo, Anastasio, bravo. Bine că tu s-o din contei, brava. Așa. Lasă, nu te mai trebuie să aduce de-a nouă de că știi că noi. Bravo, bine ai făcut. Un ucigaș ca el. Care el? Pe cum, care el? Adică, ce s-o fi uitând așa la mine, nenișorule? Nu, aruncă, Luca nu mi-a spus decât așa ceva. Ar fi fost mai bine. Să nu îmi spui, nu? Vă găsesc, domnul. Păi asta spuneam și eu, băi Luca, hai mă să mergem să dormim, mă să ne culcăm, mă. Când Anastasia are planul de ieri. Ce-i dragostea pentru asta? O beată inimă face un uriaș. Ce scop? Da, voi, v-ați înțeles?
Cu ce te-ai zis? Ia nu te mai fără, că râci cu canii de tine. Parcă nu știm că ai fost la procuror să te înțelegi cu ei, cum să-l dai pe vârba și să-i pune. Aducă, nu, Luca, nu. Tu? Nu. Ai spus că ne bate și mă ce l-a dat. Eu să vă bat. Pe da inimă, filotimă, ca a mea care nu e în stare să dea într-o muscă, îmi pare rău. Am zis și eu așa, ca să aflu, ca să știu, Nastasio, că nebunesc. Mă duc și stau de vorbă cu scârpile de legat muscă. Noapte bună, Luca, noapte bună. Noaptea asta e ultima. E ultima noapte pe care o mai trece om pe mine. Mâine plec cu vulpa și la ea, da. Nevasta lui. Sau poate că murim în ultima. Asta mai degrabă. Mâine nu o să mai avem vreme, poate că nu o să mai fim singuri și... Mai bine acum. Să vorbim ce mai avem de vorbit și... Și să ne împăcăm. Dar cum? De ce să ne împăcăm? Milă, Ioane, tată! Că te las singur, bunule! Că te las singur, dragule! Fetița ta, chibă! Dă tu cu drag! Să nu mă vezi pe mine! De ce? Să mă înțelegi și să mă iert, să mă iert, să tu cu de ce să mă iert? Nu! Ți-aduci aminte când eram mică? Da. Când eram mică, niciodată n-am ocupit o protecție oamenilor. Am mers drept, peste maidane, peste garduri, prin curțile oamenilor, peste vagoane, când era tren de marfă în barieră, întotdeauna drept. Într-o zi, un urs în curmezișul drumului. Îl pusese ursarul să facă comedii fără berdeașii. Se adunase mahalaua de nu mai aveam pe unde să trec. Am strigat atunci, dă ghioana aia la o parte! Iar țiganul a râs. Treci, dacă-ți dă mâna. Ah, m-au fript scânteile în cerul gurii când am scrâșnit. Un pas și-am fript călcâi în burta ursului. Ligioana a rămas încremenită. Țiganul s-a rezemat de zid, iar lumea a rămas cu gura căscat. Eu am trecut dincolo, râzând. De ce îmi spui toate astea? Ca să înțelegi tu cu regine sfânt. Și să înțelegi odată de ce fac mine cu vulpașii. Am înțeles de la cine. Ca să le dai pe mâna procurorilor. Și dacă nu-l dau? Cum adică? Dacă fac multă cu vulpașii, tocmai ca să nu-l dau pe mâna procurorilor. Păi asta să mă nu se pare că se învârte casa asta cu noi. Cata, nu înțelegi că m-am avut bine cu procurorii, tocmai ca să-l scap pe vulpașii din gheara lor. M-au chemat. La început, să ne spui cine dușmănea pentru în Mahala. Am înțeles că venim procurorii în Mahala, au dat de vulpașin și... În Mahala nu cred un procuror. Că Luca nu era om să aibă dușmană. Se aude că la fabrică, un hamal care îl știa cu varale la el. Două săptămâni de zile și-au pierdut vremea restând hamalii. Azi m-au chemat iar. Și tot așa nu te înmuiesc. Adio și n-am cuvinte că am înțeles. Uite, ți-o spun nedrept. Mi-e scârbă. Mi-e scârbă, tu pleci de ochii lumii. Tu nu l-ai drag și nu l-ai avut drag pe Luca. Eu! Pe vulpa și nu-l iubești. Îl urau! Hai să-i fii nevastă! Nu-i adevărat! Fac nuntă. Atât! Mâine! Nu fac nuntă ca să-i fiu cu asta. Nu cumva ai de gând să vă mor. Am o armă mult mai puternică. Revolver. Mult mai puternică și mai chinuitoare pentru mașină. O travă.
dragostea lui. Stampa pizza! Soare ca un califar afară, Anastasio! Și tu stai cu lampa aprinsă! Să lasă schisează în gădări asta! Dar ce-i cu tine, soro? Ce stai așa ca o curcă plouată? Hai, mișcă, soro! Și vecinul Ion? Ba, vecine! Vecine! Sopru mare! Nu e aici. Mă las furatul la lună. E, Anastasio, păi dacă e vorba să muncesc numai eu singură, mă înțelegi să o spun. Dar tu singură ai venit să mă rogi, să-ți fiu loc de soacră mare, că ești mireasă fără mamă. Nu te supăra, vecine. O să vin. Nu mi-a spus unde s-a pus, dar o să vie. Dar nici o lacrimă nu e aici. O să vie și el. L-am trimis eu până la tine. Până una altă la tine, nu te ajută aici. Tu să fii cu minte și să începi să te gătești. Nu-mi da la măhăra, Anastasio. E satul răgolan. Ia uite, imediat începe să vină lumea și ușa de frumos să te găsească. Ia uite, hai pe tine. Parcă ai fi scoasă din spital. Mă prind că toată noaptea n-ai iubit. Taci că minți! Mie să nu-mi spui. Ce? Parcă e o noapte dinaintea nunții? Ia uite, parcă mă văd. Stam lângă sobă, că era iarnă. Toată noaptea n-am dormit. Mă gândeam, mă gândeam. Zău că mi-era frică, Anastasio, că nu-l iubeam. Mă cununa papa cu Dumitrache, dar eu mă gândeam la Fănel. Ah, ce flăcău era Fănel. Și acum mă sacă la inimă când mi-aduc aminte. Dar la o adică, ai ce face, Anastasio? Datoria te calcă. Ce-ar fi să nu mai vreau un pașin vecină? Să încearcă nu. Zău că să-ți pui verde. Ești proastă, Anastasio. Păi bulbașina te așteaptă. Eu nu știu cum să te bage la Dumnezeu să se facă noapte mai repede. Care era prost să zică nu? Că se gândește la... că mâine sau poimâine să facă pe nebunul. Asta da. Dar pentru azi și la noapte, garantez eu pentru bulbașin. Sigur că da. Până mâine-i vorba. Vreau să spun că... Hei, vecină, e așa de mult până mâine. Azi, vecină. Azi numai. Sărțiu al meu lângă mine. Nu e așa că sunt nebună? Știi de ce n-am dormit azi noapte? Mi-a fost frică să nu mor. Ce să faci? Așa seara. Să dorm și să nu mă mai trezesc sau să cadă ceva pe scările și să mă strigăresc. Sărmâna! Dar ce-i risparta de clopiciule? A, nu sunt pentru mine, eu l-am trimis să mă... M-am gândit că ar fi bine să-mi văd ochii în casa cu ele. Bravo! Eu bine! Și acum la treabă! Tu, piciule! Cară apă, sparge lemne și fă focul! Să mergi și aduci o roabă de nisip s-o presar! Să mergi la puticat, să ne spui să vină să cânte, să iei o clipă să sterg geamul. Bă, bre! Bă, că n-am de ce mâini! Ura! Să te lovesc la muzică! Anastasio! Anastasia, face lucrurile cu pulpașii și se duce la cine.
Chirin să-i ducă floare lui Luca. Știi ce e asta de cină? O floare. Nu ștergi o lacrimă, mă. Lacrima de mort, mai ales. Că nu plânge acolo, că se învârte. Și mă cheamă și îmi spune, o lași să facă nuntă, nene. Și eu, doamne, nene, ce sunt, o las să facă nuntă. Tinerețele, mă, vecine, ce? Parcă noi am fost altfel. Mă cununa copacul cu mitrache și eu mă gândeam la fănel. S-a fănel la așa cu fel. Și baba să piată. Aici e vorba de o braț, soacră mare. E vorba de nunta asta care nu trebuie să se facă. Am fost la un pașin bun, am găsit, dar tot găseam fratul ăsta deja. Eu nu la. Dar ce-i cu un pașin? Nu e nimeni. A, trebuie să vină pe aici. E datoria lui. Ginerica vine dimineața dinaintea muncii și întreabă pe socri ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, ce mai trebuie făcut. Apoi pe dimineață, ce-ți mai poftește inimioara? A, asta așa dacă vrea să se arate pe om, cum se cade. Am lăsat vorba la vecini cum l-o vedea să-i spună că l-aștept aici. A, bun, bun. Dar până un alta, tu dește bracul. Ce să fac? Ești o mare, ai haine noi cumpărate de mult pașin. Dumnezeu, te dracu și lasă-mă în pace. Eu să mă îmbrac, să-mi venchetuiesc și ăla să-mi vânt de pământ. Dar ce? O să ne punem celușa în cap acum, nu? Hai, domnule, hai că de când te așteaptă? Să rămână pe răsăbule. Și ce-a luat? Ce-s? Hai să-mi spui ceva? Așa mi se pare. Ce-s? Dragă mie și Mataleone Sorcova, mai ales când vrei să vă șezi. De când era de-o șchioapă. Eu l-am cules de pe Maidan. Eu l-am îmbrăcat. Eu l-am hrănit, l-am culcat în așternut curat. Creștea inima în mine, auzindu-l că-mi spune tată. Mă bucuram să știu ginerele Nastasiei. Și tu. Tu, Vulpașine, l-ai omorât, da? Nu știe, da. Nu știe, dar vorba e că eu murat. Ori nu se face nunta asta, ori nu se face nunta asta, ori mâine sau astăzi, nu știu, mai nebunit. Când e nunta în toi, am să strig numele ucigașului. Ucigașule! Ucigaș! Ucigaș! Ha! 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 Eu l-am murat. Și toată lumea ar fi îndrept să-mi strige ucigaș. Oricare din oameni ar avea de ce să mă ia de gură și să mă ducă la procuror. Ocnașul din fundul locnii, care o mărdoșit de măsa și ar fi îndrept să arunce mine cu pietre. Tu nu, Ioane Sorcova.
Tu nu, Ioane, nene, că am venit să o cer pe Anastasia de nevastă și Anastasia m-a pălmuit că în noaptea omorului mă duceam să mă arunc înaintea trenului ca să vadă cât îmi este de dragă. Iar a trecut pe lângă mine și m-a făcut câine. Câine, mă! Și pe mine mă prindeau frigurile morții când o vedeam. Pălmuit, mă! Eu care am cotonocit o mahala întreagă pentru o înjurătură. Aici pe nebunul că te pare că a murit Luca. Să te vedem. A, ai plâns. Dau un pol pe cine și plânge de seaca la inimă. I-ai dus flori lui Luca. De ochii lumii i-ai dus. Dar umoară-te sau umoară-mă. Ca să văd că te doare. Asta-i măsura. Ce ți-am greșit, domnule? Altă scăpare nu mai era. Nu Luca. Mama din groapă s-a închisat înainte. Omul n-a mai fost Luca. N-ar mai fi fost mama. Ca un bușteam în curmezișul drumului pe care îl dai la o parte. Vreau să treci. Adu-ți aminte că ești un Dumnezeu. Mai lasă-mă, dracule, cu Dumnezeu-a dumitare. De 15 ani de când stau în cărciumă, n-a venit nimeni să mă ia de pământ și să mă duc la biserică. Pentru Dumnezeu, și Anastasia, nu dau drapie din mână de toate de dat. Și apoi, nu vezi, matale, că și ea m-a ales. Parcă a fost înadins să-mi iasă în drum și să mă întoarcă de la moarte. Că numai câine al Anastasiei m-a întors. Dovadă? Nici o săptămână de când l-am gropat pe Luca și m-a chemat la ea. Nici 3 săptămâni și facem nuntă. Mă, ce mi-a zis asta, dacă s-o pune? A jale după Luca? Sau a dragoste pentru mine? Că pe toșenie. A dragoste. A dragoste cum n-a mai fost pe lume pentru că și vrei să ne stai mai. Nu-ți-e milă de matare de mare. Nu-ți-e milă de Anastasia cu subru. Tatu-i a rogaz. Vulpa cine? Am terminat tot ce era între noi. Nu mi-ar fi de mine că n-o să tragă vodă cu tun dacă se moară, dar din Anastasia mea inima. De fata mea vorbit de păcătoasă ar fi și urăpoară. N-am putere, mă, mi-ai spus că o mor și mi-ai pus genunchi pe gând. Mă dau. Plec, mă, amuseți pentru lume. Să luăm mâna. Na, să nu-ți pară rău de ce faci pentru mine. Nu am fost prost. Cred, maică, cred. Ei, dacă a fost prost,
O nemernică! Hai, spune, vecină! Hai să vă spun. Aseară... femeie săracă, dragă de mame și... Bună, vecină, bună, doamnă! Bună, vecină, tot! Aseară vine Anastasia la mine și mă roagă să-i țin loc de soacră mare, o mireasă fără mamă. Bun, zic, și-o întreb, dar mâncare? S-a făcut, se mai face, da bine, s-a cumpărat, se mai cumpără, are bulba și în grijă. Tot e. Păi sigur, sigur. Râsca. Raiul ăla, nemernicu. Dragă, o parte. Rachiu roșu s-a cumpărat, a sărit arsă. La urmă s-a făcut cărde. Pleac cu el. Rachiu roșu, pleac. Păi asta-i pana miretii, Rachiu. De ce nu ne spui, auzi vorba, Rachiu? Adică, de ce să nu spui? Păi aici e buba. Înseamnă că se știe cu musca pe căciulă. Adică... a fost ipovnica lui Luca? Da, ce spuneam eu? Ia o sara! Vorba mea de adineauri! O nemernică! Stai! Să vă spun altă, mai nespusă. Ion Zorcovă stă la mine. Stă în cârciumă, bea și plânge. La dimineață am auzit eu cum urla la vâlpașin și vâlpașin cum urla la el. Adică, Ion Zorcovă bănuie. Vorba cu musca în lapte. Ce să bănuie, soră? Știe! Cum știm fiecare! Păi da, am văzut-o eu cu ochii mei cum îl prima pe geam. Pe Luca, mi-e așa! Bine, prietenor! Asta știe toată lumea, dar vorba e că bătrânul bănuie că vulpașin Spune vecină, știi că noi totdeauna te-am vorbit de urmă mai devreme. Dar n-am pus să-mi plângă vorba și moasele. Știi ce mai fac? Fete, navete, n-au putere. Treaba lor, nu știa de frumos, maica. Ia, uite, mă vedeți? Eu așa am făcut întotdeauna. Auzi vorba, ce moasele noi. Ia un scolo, moasă noi. Unde umbli, soro? Rumi la noi și tu fără lămâință, soro! Mai e greu. Mai e greu. Vedeți? Ești clară de lămâință, nu vreau să-și pune. Asta nu miroasă mireasă cinstită. Cum nu miroasă o ațipelic? Domnișoară, da! Cu mine, Ionele, cu mine! Zic! Am ajuns la vederea prima ta, madame! Paraschino, știi că tratezi amor cu Ionele și trebuie să danseze, ai? Dar nu stimă, soră. Nu stimă, mă rog. Yeah.
Ha? Am vrut să te întreb, Alineo, dacă vreau mașină. Da. Altceva, altceva, vecine. Doamne, cum mi s-au risipit gândurile. Da, vecine, cum se face la nuntă? Când marcă? Acum sau la noapte? Oh, spunea la noapte. Doamne, și cu fașinii mai bine odată. Lasă, tot să se urască văzându-l venind. Prea ne pierde vremea cu vorbe doare. Așa sunt toți în Atasio. Ni-ni-ni-ni-ni-ni. Și după noaptea nu ține calcă în picioare. Dă-l-l! Să vii la copii de peții. Altceva, vecină, altceva. Vecină, de când începe fireasa să fie nevasta ginerului? Păi, te mai până aici la noi, în Mahala, 2-3 ani înainte de mică. De când încep eu să fiu nevasta lui Cârmașie? Păi cu tine care ești curată ca lacrima, se schimbă să vă dea. De când vă pună popa? Care va să zică? Înainte. Ce vrei cu mama? Nimic. Nimic, vecine. Ce mai faci? Bine, mulțumesc.
în mașină e. A bătut ceasul cât nici tu. N-o să mai fii bulbașin de acum. Și nici eu. N-o să mai fiu ăsta. Nevasta mea o să fie... Nu mai arată. Nu mai arată. Pentru tine mă bucur de două săptămâni. Pentru tine mă înfrumusețez de două săptămâni. Bucură-te, bulbașine, și simte-mă caldă lângă tine și dornică. Da. Nu încă! Nu încă. Vreau ție. Pentru mine. Pentru tine. Ieși în curte! Să te vadă lumea, să-mi bunică să te rămâne. Dacă treabă cineva de mine, spune că mă îmbrac sau orice o minciună, ce vrei tu? Pe urmă, furișează de la mine. Te aștept acolo. Să fiu a ta. Femeia ta. Prea mult până la noapte. Ce-mi pasă de nume? Să fim numai noi doi. Acolo naștere ani. Și bucură-te, bulbașine! Bucură-te! Bucură-te, mă! Pentru tine
mine? Ține minte, madame! Ai să mă rogi! Adio! Fă! Prințească! Fraților!